Mă rog, ca de obicei, ei încearcă să facă niște împărțiri din astea aleatorii. Adică nu țin cont de realitatea. Pe lângă faptul că avem peste 20 de parlamentari în Parlamentul României, noi, pe 25 mai, avem alegeri pentru europarlamentari, iar noi suntem un partid reprezentat și cu toate drepturile de a avea acel panotaj. Mâine o să vedem. Sper ca domnul primar și ceilalți să țină cont că suntem un partid cu toate drepturile, pentru a avea același număr de afișe ca și celelalte partide. Dar ne-am obișnuit cu astfel de hărțuiri care se practică la fiecare alegere. Înainte de a da cuvântul unui primar, Gabi Păstorache, aș vrea să vă spun înainte că e o luptă dintre noi și PDL. Practic nu este o luptă între noi și PDL. Este o luptă a unei conduceri depusolate a PDL-ului, care practic nu mai are contactul cu electoratul PDL. Când faci alegeri în baruri și restaurante, la ce poți să te mai aștepți de la electoratul propriu? Eu nu știu dacă domnul Vasile Blaga cunoaște situația actualei conducerea filialei PDL. Când tu vii să boicotezi un candidat foarte bun la alegerile de la Panciu, în loc să boicotezi adversarul care, respectiv PSD-ul, la ce concluzii poți să ajungi? Doar că se confirmă zvonurile că actuala conducere a PDL-ului este remorcată la PSD. Și atunci, săracii votanți ai PDL-ului, ce să mai înțeleagă? Că sunt total debusolați. Mulțumesc. Tot referitor la panouri, îmi cer scuze. De ce credeți că PSD-ul nu și-a mutat niciun afiș pe panourile electorale până acum? Au trecut 12 zile de la debutul campaniei. Păi eu cred că nu și-a pus panourile pentru că și-a dat seama că acele afișe sunt cu imagini de la, din Belarus și acolo scrie mândri că suntem români și și-a dat seama că de fapt ei reprezentau la acele imagini altă țară și nu prea se potrivește cu sloganul lor. Dumneavoastră ce credeți, domnul Păstorache? De ce nu-și face PSD campanie? Nici în ziarele pe care le controlează, nici în panouri. Deocamdată ei își fac strategii. Sistema aproape de jumătatea campaniei. Nu au strategii. Și au așteptat să mai vină o ploaie, pentru că Ponta nu poate face campanie decât din barcă. Și poate, știu eu, nivelul apei va fi de vreo 20-30 cm și pe anumite străzi sau ulițe din județul Vrancea, și va da posibilitatea lui Ponta să facă campanie. Deci s-a axat clar pe o campanie din barcă în acest an. Nici petrecerile 1 mai la Crâng nu s-au mai făcut, PSD-ul n-a mai făcut petrecerile 1 mai. Da, pentru că e problema da, cu apa, nu e apă suficientă pentru bărci. Sau pentru că se cred favoriți? Ce credeți? Poftiți? Sau pentru că se cred favoriți și nu mai cheltuie bani în sensul ăsta? Nu, am spus că ei deocamdată lucrează la strategii și când spun că lucrează la strategii, mă duc până acolo la ceea ce s-a întâmplat ieri în Vrancea. Un lucru la care mă așteptam și eu și foarte mulți oameni de dreapta, cel mai puțin sau absolut deloc. Din părticica asta de democrație cât a mai rămas în Vrancea, ieri s-a tăiat o felie și s-a pus în coșul PSD-ului, clar. Prin opera conducătorilor echipei PDL Vrancea, care zic eu că nu sunt remorca PSD-ului, eu consider că ei trag la aceeași căruță. Au demonstrat-o pe față, au ținut până în ultimul moment să nu-și deseneze candidatul pentru a fi convinși de faptul că, într-adevăr, noi îl vom scoate pe Sorin Robu, la Panciu candidat,